România se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de gripă. Țara se află în a treia săptămână de creștere a îmbolnăvirilor, iar autoritățile au decis instituirea stării de alertă epidemiologică. Este vorba despre o a treia săptămână de creștere consecutivă peste nivelul mediu înregistrat în ultimii 5 ani. Se numește săptămâna epidemică. Nu este nimic diferit față de situația de anul trecut. Am luat decizia acestei stări de alertă epidemiologică după ce se înregistrează 3 săptămâni consecutive de depășire a pragului epidemic, a spus Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății a subliniat că această măsură nu impune restricții suplimentare pentru populație, ci are legătură cu pregătirea sistemului de sănătate pentru a gestiona un număr mai mare de infecții respiratorii, asigurând resursele necesare în unitățile sanitare, în vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirii prin gripă și alte infecții virale respiratorii, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri: limitarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, purtarea echipamentului de protecție adecvat, respectiv măști, mânuși, halate, atât de către vizitatori, cât și de către personalul medical, asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute, asigurarea instruirii terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienții care prezintă tabloul clinic compatibil cu gripă, asigurarea condițiilor pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat, asigurarea sau refacerea după caz a stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare acestora, asigurarea sau refacerea după caz a stocurilor de antiseptice și dezinfectante pentru o igienă riguroasă a mâinilor și a suprafețelor și respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, relatează Antena 3.ro.